Candidatul Uniunii pentru Timiș la Consiliul Județean, Marius Cârce, a anunțat că nu se retrage din cursa electorală. Acesta crede că USL Timiș a lansat zvonurile cum că UPT va susține candidatul PDL la Consiliul Județean Timiș pe Constantin Ostaficiuc, iar PDL îl va susține pe Adrian Orza la primăria Timișoara. Și în primul rând, la început, aș vrea să lămurim o situație care a apărut săptămâna trecută. Au apărut niște zvonuri că eu m-aș retrage din cursa electorală pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și că eventual în compensație s-ar retrage și domnul Nodiț pentru a se zic eu, încerca cumva a ne lega pe noi de PDL. În primul rând este un zvon și nu are nici măcar un sâmbură de adevăr. Nu pot să înțeleg de ce aceste Afirmații Se pare că vin sau au fost lansate dinspre USL, probabil într-o dorință de a fi legați noi de că către PDL pentru a reuși să se distanțeze ei în orașul Timișoara. Eu vreau să vă asigur că acest lucru nu se va întâmpla. Noi mergem în continuare și consider că atât timișorenii cât și timișenii nu sunt o masă de manevră și nu pot să fie subiectul unor uh, asemenea discuții, unor asemenea înțelegeri pe sub masă sau nu știu pe unde și că în continuare noi ne vom vedea de drumul nostru, prezentăm oferta către timișoreni, atât pentru orașul Timișoara, cât și pentru Consiliul Județean pentru Timișeni și solicităm în continuare votul uh, alegătorilor noștri. Marius Cârce a absolvit facultatea de drept la Universitatea Europeană Drăgan Lugoj în anul 2000. Are 35 de ani și în prezent deține și funcția de consilier județean din partea PNCCD.